Acum intrăm în boxul unde se află pacienta. Aici este situația de pre-box. Este situația de pre-box, unde este amenajată camera cu dispozitive tehnice pentru sterilizare după fiecare procedură efectuată. Aici este camera plasată cu antiseptic, cu costume speciale și cu echipament, cum am îmbrăcat și eu acum. Pentru fiecare procedură care o facem, noi suntem echipați. Aici este pre-box-ul, aici are loc echipamentul. Următoarea etapă, ne plasăm unde se află nemijlocit pacienta. Pacienta noastră îi spun numele. Aici, vă rog, până aici nu vă plasați mai departe. Eu am să încerc să vorbesc un pic cu pacienta pentru a confirma în cadrul Spitalului Republican în Reanimare, unde ne aflăm, lucrurile sunt, derulează în mod normal. Luați toate măsurile de precauție cu astfel de pacient. Doamna pacientă, nu o să dau numele. Eu sunt medicul care a vorbit cu dumneavoastră și ieri în cadrul Spitalului de boli infecțioase. Vorbesc acum la 24 de ore diferență. Vreau să vă rog să spuneți cum vă simțiți ieri în comparație cu astăzi, în decurs a 24 de ore, cum vă simțiți în general starea generală? Vă simțiți mai bine? Da. Ieri era o tuză mare, o tuză chinuitoare. Da, astăzi omul. Așa, tuza este mai puțină, da. Nu e atât de chinuitoare. Ieri era vomă de la din cauza tuzii, azi vomă mai dispare. Da. Poftă de mâncare este. Exact. Da. Cum este starea comparativ cu grija sau locul de spital comparativ cu cel din Italia? Dacă puteți face o diferență. Diferență foarte mare, e foarte bine, e bine față de Italia. Acolo nici nu spune că va tine. Deci în Italia erau mai mulți pacienți, grija nu era atât de mare, dar da. Aici lucrurile stau mult mai, da, mai bine. Bine. Eu sper să se aude și pentru noi. Pacienta spune comparativ cu spitalul din Italia e mai bine, fiindcă mult personal este implicat în îngrijirea dumneavoastră. În Italia era un pic mai complicat, că erau mai mulți pacienți și nu era atât de grijă, atât de aproape. Da. Și dacă noi toți sperăm, doamna Maria, toți sperăm că e bine, spuneam că nu o să vorbesc despre dacă, noi toți sperăm ca să fie bine și noi lucrăm, toată lumea implicată în acest sens, într-un ceas bun și dumneavoastră, ca să fie în stare sănătate, asculți echipa, asculți medicii, asistenta medicală care se află foarte frecvent, vine, face proceduri injecție, după care ne pleacă echipamentul și la următoarea procedură îmi place echipamentul din nou. La moment este bateria cu siringe automate, perfuzia, monitorul de monitorizare, unde arată parametrii care sunt la moment acceptabili pentru starea generală. Este o saturație din 94-95, prevența cardiacă, tensiunea arterială, am făcut o radiografie în 24 de ore. Nu îmi pare. Radiografia este mult mai bună și aici demonstrează că, într-o zi, starea trebuie să fie mai bună. Este un cateter central unde sunt administrate medicamentele, toate lucrurile merg bine, într-un ceas bun și noi suntem mereu alături. Sunt asculți medici și asculți asistentă medicală. Pentru medici, un mesaj de... Mulțumim frumos! Mergem mai departe. Vă mulțumim frumos și asta este lucrurile cum stau aici, 24 de ore, și sperăm că toată lumea o să înțeleagă condițiile noastre destul de stricte și destul de dure. Și o seară frumoasă!